Mirosul puternic de gaze a alertat ieri după amiază locatarii unui bloc ANL din Roșiorii de Vede. Aceștia au mers la ușa garsonierei unde locuia tânăra, dar pentru că nu a răspuns nimeni, au alertat autoritățile. Polițiștii care au pătruns în locuință pe ușa de la balcon au găsit cadavrul femeii în cadă și o butelie desfăcută pe hol. Anchetatorii au stabilit că tânăra de 24 de ani a fost ștrangulată. În cauză s-a constituit dosar penal și s-a dispus începerea urmării penale în rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor și lipsire de libertate în mod ilegal. Din primele cercetări a rezultat faptul că victima a fost legată de mâini și de picioare și ulterior omorâtă prin strangulare de către inculpatul Burlească Aurel, în vârstă de 32 de ani, recidivist din comuna Dobrutești, județ Teleorman, concubinul victimei. Cercetările vor continua până la stabilirea cu exactitate a celor întâmplate.